cafeaua de dimineață te ajută să scapi de greață și-ți crește moralul. Bună dimineața, oameni buni, am luat o gură de cafea înainte de a începe, pentru că ziceam așa, Doamne ajută-mă astăzi să nu vorbesc mai mult decât trebuie, pentru că deja lucrurile au început să arate a cocină în Piatra Neamț și în Județul Neamț. Ai senzația că tot timpul pe unde mergi aluneci din cauza rahatului care este în jur. Zilele astea întăresc această convingere. Asistăm zilnic la niște reprezentații în care actori principali sunt oameni cu funcții, oameni cu răspundere, oameni care atunci când pot să spună ceva în public debordează de onestitate, de dragoste față de oraș, județ, popor și Uniunea Europeană. Evident, fără ea nu putem, dar o toți iubesc Uniunea Europeană. Oameni care ai impresia că trebuie canonizați în secunda următoare și este o mare greșeală a soborului Bisericilor Unite din Univers că nu i-au făcut încă îngeri. Aceste personaje care populează zona politică și administrativă din Neamț, cu tot ce înseamnă ele, încep să-și arate, să-și dea arama pe față. Și asistăm la tot felul de lucruri care mai de care, să vă spun eu, greu de digerat. Nu o să încep cu ce am făcut noi la Mesager, o să încep cu, ghilimele de ricoare, scandalul numit Carabela, Apa Serv, Bypass, Conductă și altceva. Ieri, într-o publicație, a apărut un material preluat de pe blogul, rețeaua de socializare, contul de Facebook al domnului Alin Lehăduș, care, cum să spun eu, din calitatea pe care o are de viceprimar și pe care a avut-o de colaborator al primarului Andrei Carabela, ne anunță că acesta are la propria casă, mă rog, un racord fraudulos instalat la rețeaua de apă. Și este pus o poză și un proces verbal care ar trebui să demonstreze acest lucru. Descoperirea ar fi fost făcută de către Apa Serv într-o vizită, se spune. Procesul vine semnat de un membru al familiei primarului. Ce se spune acolo? Am constatat înlocuirea contorului cu citire radio, contorul cu seria și o țeavă cu robinet care ocolește contorul. Și domnul viceprimar, cel care a suferit alături de Carabela când a fost suspendat din funcție de, mai știu cine, parcă la plângerea celor din PSD, dar prefect era atunci parcă domnul Lazar, dar mă rog, trecem peste toate aceste amănunte. Deci domnul Carabela spune, cer instituției care a descoperit această situație să facă publice toate informațiile privind acest caz. Adică Apa Serv. Și de aici începe perorația despre moralitate, că o persoană, funcție publică, nu poate duce decât la demisia celui în cauză, adică Carabela să-și dea demisia. Bun. Vedeți că nu vorbesc deloc de contextul în care se face această dezvăluire fulminantă a domnului Lehăduș. Tot timpul încep să-i confund, parcă văd așa o imagine cum se suprapune unul peste celălalt. Domnul Carabela aseară, probabil iritat și nervos, spune că postează și el pe Facebook
Și spune că disperați că le fuge pământul de sub picioare și odată cu el și funcțiile, unii coordonatori de la PSD Piatra Neamț au început să inventeze minciuni la adresa primarului. Ultima mizerie leagă numele meu de un așa zis branșament ilegal la rețeaua de apă. Somez și pe această cale, nu mai știm pe ce altă cale i-a somat, conducerea PSD de la Apa Sev să iasă public să prezinte situația reală. Cât privește portavocea celor de la PSD care a aruncat public această dezinformare, va avea posibilitatea să apere în instanță. Deci, dacă Carabelea l-a apărat pe Lehăduș în instanță când Lehăduș a fost suspendat, acum îl dă în judecată. Aferim. În dovedire, spune domnul primar, atașez dovada fără echivoc că Apa Sev și-a recunoscut excesul de zel. Și acum să vedem și noi, prima dată, procesul verbal ăla pus de Lehăduș, fă-l mare, Bogdan, ca să se vadă. Trecem peste faptul că domnul Lehăduș a pus acolo și a lăsat, se vede fără niciun fel de problemă, cine este cel care a făcut vizita la Apa Sev. Dacă nu se vede așa, dar de aproape se vede, a subliniat peste nume cu ceva, se vede numele. Nu vreau să fac niciun fel de referire la personajul respectiv, nici la modul în care domnia sa și-a făcut treaba, că nu e problema noastră. Problema noastră este să vedem că acest proces verbal de constatare are data de 3-11-2023. Are serie număr și zice ce a zis domnul Lehăduș. Bun. Acum, pentru că Apa Sev nu și-a devoalat controlul, probabil că aceste imagini au ajuns la domnul Lehăduș pe căi mai puțin ortodoxe, dar nu contează, bravo lui că le are și bravo lui că le-a scos din Apa Sev, și ne arată și imaginea care ar trebui să dovedească acest bypass. Nu mă pricep, nu știu, dar vă arăt. Și acum, să vedem ce spune domnul Lehăduș, ce document pune domnul Carabelea în dovedirea faptelor, în dovedirea afirmației sale că lucrurile nu stau chiar așa. O să încerc să citesc, că nu se poate vedea de acolo, S-a constatat că robinetul, așa, este în poziția închis și nu poate fi deschis. Deci, s-a constatat că există robinetul, dar este în poziția închis și nu poate fi deschis. Utilizator decedat. Deci cel pe care era robinetul făcut este decedat. La adresa menționată mai sus locuiește Carabelea Andrei Nepot, căruia i s-a dus la cunoștință că trebuie să depună acte la Apa Sev pentru preluarea branșamentului. Bun. Ce avem noi aici? Că acum știți cum e. Ce e în gușă? Nu, că ăsta e cu altă emisiune. Ce avem noi aici? Avem una bucată primar, una bucată viceprimar. Unii ar spune una bucată viceprimar și consilier. Nu mai duc eu atât de departe. Una bucată instituție publică numită Apa Sev, care este atacată de către cei din PNL că este PSD și, cel puțin în momentul ăsta, dovada ar fi făcută. Pentru că, să vedeți, Apa Sev s-a răzbunat pe primarul Carabelea. Bun. Acum, întrebări. Dacă ai constatat tu, Apa Sev, în noiembrie că s-a întâmplat lucrul ăsta cu bypass-ul, de ce nu ai ieșit tu, Apa Sev, în plenitudinea ouțelor pe care le ai, să spui asta? Ai păstrat lucrurile astea pentru la o adică? Sau ai considerat că un bypass făcut de o persoană decedată, da, făcut,
că ele există acolo, chestia aia. Poți să spui orice, dar ea există. Nu este important. Au durat 3 săptămâni până când, de la procesul verbal până la acea a doua hârtie pe care o arată domnul primar Carabelea. De ce? Că doar nu era la oricine de pe stradă chestia asta. Ieșirea domnului Lehăduș ieri nu are legătură cu vreun exces de, cum să-i spunem, nu vreau să jignesc pe nimeni, nu are legătură cu domnul Lehăduș, cel care apără interesele APA Serv, care în rol de avertizor public vine și spune Carabelea, ai furat apă. Nu. Are legătură cu jocuri politice. Și aici vreau să ajung. Dacă s-a furat apa acolo sau nu, este o problemă care trebuie lămurită. Domnul Carabelea, dacă vroia să apere în chestia asta, venea și aducea frumos factura la apă. Dom'le, am plătit apa atâta. 5 metri, 7 metri, 10 metri, 20 de metri, 11 metri. Pardon, ăsta 11 metri nu se poate pronunța la Piatra Neamțului. Deci, pe de altă parte, a decedat omul. Dom'le, nu se face contract? Apa Servu nu face, ceilalți, familia, nu face contract, nu schimbă contractul? De ce? Păi, suntem într-un smart city. Suntem într-un smart city. Respectăm toate regulile. Și APA Servu și ceilalți. Dar să revenim la context. Domnule Hăduș face public acest lucru fix în seara dinaintea ședinței din Consiliu, de Consiliu Local, în care bănuiește domnia sa că va fi schimbat. Nu înainte. O să spuneți, domnule, a primit și el muniția pe ultima 100 de metri. Haideți să fim serioși. Haideți să fim serioși. Deci, nu-l bănuiesc pe Lehăduș în cazul acesta de prea multă, cum să vă spun eu, dorință de a devoala niște fapte la adresa lui Carabelea, pentru că, de fapt, a încercat un fel de lovitură înainte de ședință. Pe de altă parte, Carabelea culege exact ce a semănat. Să ne aducem aminte de toate, cum spunea fata lui Băsescu, eșecele pe care le-a avut. L-a numit pe un domn Savin la Publiserv. Tare rost să mai discutăm. Știm ce s-a întâmplat. A adus un Messi pe funcția de administrator public. Messi al administrației publice locale, că așa am înțeles că îi se spunea, care a avut un rol determinant în multe întârzieri din primăria, legate de investiții în administrația publică locală, și-a luat barajul cu el și a plecat. Și-a lăsat lucrurile cum le-a lăsat. Să ne aducem aminte că toată politica de cadre a domnului primar Carabelea este una, hai să-i spunem, șovăielnică. În primăria Piatra Neamț, cei care au greșit flagrant și se știe că au greșit și știe și domnia sa că au greșit, au fost ținuți. Cel care folosea cardul de la Urban și se știe că îl folosea și era funcționar public și semna avizat facturile pentru
plăți la Urban, avea facturile de lucrări, a fost promovat de cel care și-a luat barajul și a plecat, că era băiat bun. Nu mai vorbim de ce s-a întâmplat la patrimoniu, nu mai vorbim de altele, dar haideți să vorbim despre Alin Lehăduș. Ce îl recomanda pe Alin Lehăduș să fie viceprimar la vremea aceea? Care era punctul din CV ca tu, Andrei Carabelea, să fii de acord cu Alin Lehăduș să vină? Ce făcuse până atunci Alin Lehăduș ca să poată să fie viceprimar? Mie îmi place personal. Tânăr, băiat, frumos, elegant, curat. Da, asta e una. Cealaltă. Ce îl recomanda? Dacă te referi la experiența administrativă, nimic. Dacă te referi la experiență politică, nimic. Pentru că Alin Lehăduș a fost creația politică a lui Liviu Harbuz. El l-a adus în pro-România și l-a crescut. După care s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Deci, repet, în momentul ăsta, cu aceste dezvăluiri, vor urma altele din primărie, că au avut grijă să strângă Lehăduș și ai lui documente și tot felul de chestii. Carabelea culege ce a semănat. Direct sau indirect. Cazul în sine, însă, trebuie tranșat. Nu e mare scofală să urmărești consumul la un utilizator, să vezi dacă el a crescut sau nu, vara, iarna, dacă bypass-ul pe vremuri, când trăia decedatul respectiv, era folosit când se mai uda prin grădină sau, mă rog, dacă o fi grădină sau altceva, sunt lucruri care se pot verifica foarte simplu. Pentru asta, cineva ar trebui să vină și să facă lumină. Dar, repet, primarul Carabelea ar trebui prima dată să iasă cu dovada, bă, eu mi-am plătit apa, atât am consumat, atât s-o consumat, etc. Cei de la Apa Serv clar trebuie să aibă o poziție. Eu, cum să zic, aștept și un telefon, adică n-am niciun fel de problemă. Dar trebuie să spună, asta este procedura când găsește o chestie din asta, care este procedura? Că ar trebui să fie pe site-ul Apa Serv. Ce faci când găsești o chestie din asta? Faci un proces verbal, constați și pleci? Sau pui un sigiliu închis și verifici serios? Pentru că dacă nu e nimic, trebuie să vină Apa Serv să-l spele pe domnul primar. Dacă este ceva, trebuie să vină Apa Serv să-l spoiască pe domnul primar. Că e la îndemâna lor. Iar Apa Serv, dacă consideră că s-a încălcat legea, trebuie să facă ce spune în regulamentul lor, iar dacă spune că nu s-a încălcat legea, trebuie să ducă ca martor al domnului primar în procesul cu domnul Lehăduș. Și cam atât despre această, nici nu știu cum s-o numesc. Mă rog, n-are rost să mai insistăm. În schimb, aș vrea să vă atrag atenția asupra unui alt fapt care s-a întâmplat ieri și care recunosc pe mine prin modalitatea în care s-a desfășurat și s-au desfășurat lucrurile, m-a lăsat un pic așa, blocat, recunosc. N-am crezut vreodată că cineva va recunoaște că el și-a negociat o funcție contra votului său și ai colegilor din de partid. Ieri a avut loc o conferință de lansare a unei alianțe, Dreapta Unită, cât de unită o fi, o vedea noi mai încolo. Că a mai avut alianțe de genul ăsta. Și alianța respectivă ne-a prezentat niște personaje
care au venit, s-au prezentat și au zis, domne, eu sunt din partea și fac. Cel mai ingrat rol l-a avut domnul Bulai, la USR, care a trebuit să vină să zâmbească, a râde, să zâmbească, a râde, și să încerce să ne convingă cu un gest din acela, zice, aia, cam așa era. Dom'le, suntem uniți aici, avem cei mai buni oameni lângă noi și acum vi prezint. Domnul Bogdan Gavrilescu de la PMP. Și bum, din sală. Domnul Bulai, dumneavoastră în noiembrie, decembrie, nu mai țin ianuarie, spuneați așa, că ăștia de la PMP sunt niște PSD-iști care au făcut totul cu arsene și așa, și că până când nu... Domnul Bulai zice, vai, zice, dar s-au curățat. Deci s-au curățat. Mașină de spălat, automat, dero, ce mai vreți dumneavoastră, ce mai fi. Le-am pus și din asta parfumate și așa. Uitați-vă, că-s ca ghiocei de primăvară. Și a luat cuvântul domnul Bogdan Gavrilescu, care culmea cu morga aceea de mare politician de anvergură locală, a spus, zice, eu v-am spus de mult că singura soluție este asta, să ne unim pe dreapta. Ok? Normal că l-a întrebat lumea în sală. Domnul, dar dumneata de 7 ani ești acolo cu PSD-ul, cu o mică perioadă. Ei trădat pe PSD ca să-ți menții funcția de viceprimar. A, da, dar nu înțelegeți rațiunile superioare. Eu am făcut-o asta pentru pietreni, pentru nemțeni, pentru... Și a urmat un dialog, recunosc că am intervenit în acest dialog în momentul în care domnul Gavrilescu ne-a spus cum a luptat el ca să plătim noi mai puțin bani și a luptat cum din interior, adică el a încercat să-l faulteze pe Arsene și ai lui din interior, adică a acceptat să ducă acolo, să fie plătit, să aibă niște oameni. A votat toate hotărârile cu PSD-ul, oamenii lui au votat toate hotărârile cu PSD-ul, adică n-au nicio treabă. Acum s-a unit cu dreapta, dar în Consiliul Județean toți foștii consilieri PMP sunt cu PSD-ul, deci practic n-a adus nimica, a adus doar așa niște povești. Și atunci l-am întrebat, domnul, cum dumneavoastră ați ajuns director acolo? Și ia, auziți, sper să dau suficient de tare să se audă. Ia, auziți ce spune. A fost o negociere politică să ajungeți acolo? Doi, v-ați pus problema vreodată în momentul când ați venit aici în fața cu alături de niște colegi că veți fi pus într-o situație jenantă să dați răspunsul dacă v-ați dat sau nu v-ați dat demisia de la Altieco până acum, chestia cu șpaclu ține la constructori, da. Nu ține la electorat. Da, vă spun că la momentul respectiv a fost o propunere pe care am acceptat-o, în urma unor discuții. Care a fost miza acestei propuneri? Terminarea majorității în Consiliul Județean? Și acest lucru, dar în primul rând, încercarea de a finaliza zona 1. Domnul Gavrilescu, da. Nu Arsene, nu cred că a fost interesat de zona 1, ci a fost interesat de asigurarea majorității în Consiliul Județean. Pentru asta, niște oameni au primit niște funcții. Faceți parte dintre ei? Da. Mulțumesc. Deci, oameni buni, cam asta... Cam asta s-a întâmplat. Deci domnul Gavrilescu, rețineți, nu înainte de alegeri, ca să zici că a fost o negociere politică. După alegerile din 2020, a stat la masă cu conducerea PSD, adică domnul Ionel Arsene atunci, și au purtat o discuție. Băi, zice, votați cu mine la județ? Na, tu te duci director la Adi Eco, tu îți angajezi copilul la Adi Eco, tu vei fi vice,
tu vei fi acolo. Ceea ce până acum părea ceva, cum să vă spun eu, așa, dar la nivelul, băi, știam că și-au împărțit funcțiile, știam că și-au asigurat, dar să vii tu șef de partid și să spui, da, domne, am beneficiat de pe chestia asta, seamănă, nu vă supărați, nu a negociere politică. Seamănă, pute, au un pic de trafic, de influență pe funcții. Adică, Arsene avea nevoie să-i treacă hotărârile în Consiliul Județean. Pentru asta a pus la dispoziție niște poziții care să fie ocupate de cei care îl ajută din afara partidului. Și așa am ajuns într-o situație absolut incredibilă, să avem 8-10 consilieri județeni care au legături directe cu societăți ale Consiliului Județean. Și nimeni să nu fie interesat de asta. Ei bine, acum dacă este cineva interesat, poate să întrebe. Bă, voi ați negociat chestiile astea după alegeri? Deci asta nu mai e chestie politică. Asta este o chestie care, dacă negociați, bă, te susținem la vot, ok, foarte bine, se întâmpla lucrul ăsta, fără ca domnul Gavrilescu să ocupe funcția de director sau ce-o fie la Adi Econeamț, fără ca domnul Dulamă să ducă la Deghea SPC și încă câțiva să primească funcții sau să fie angajați la societăți ale Consiliului Local, era o chestie politică. În momentul când s-a depășit chestia asta, avem de-a face cu mult rahat politic, care, pe undeva, ar trebui să aibă și o conotație penală. Pentru că acești domni și tovarăși au fost răsplătiți cu bani veniți via Consiliul Județean. Și ei au prestat un serviciu pentru Consiliul Județean altul decât cel care trebuia să-l presteze în calitate de consilieri. În rest sunt povești. Binele cetățeanului, vai, noi facem. Știți, chestia asta cu Gavrilescu, cu toți ceilalți, e ca un fel de bypass la bugetul județului. Avem bypass-ul de la casa domnului Carabelea. Vom vedea când s-a făcut și ce s-a făcut. Și avem bypass-ul la județ. Dar să nu credeți că singurele bypass-uri, mai sunt și altele. Mai sunt și altă. Ideea este că, și nu vreau să vă mai țin, am zis că nu depășesc 30 de minute astăzi în emisiune, ideea este că toți avem fix ceea ce merităm. Toți. Carabela l-are pe Lăhăduș, șai lui. Gavrilescu l-a avut pe Arsene sau Arsene pe Gavrilescu, nu este foarte clar. Noi avem consilierii pe care i-am votat și la local și la județ. Asta e. Asta am vrut, asta avem. Va fi o perioadă foarte interesantă în care chiloțeii murdari se vor spăla în public cât mai des. Să vedem dacă cineva va fi acolo să tragă apa. Dacă o vom mai avea apă. De la apa serv, evident. Numai bine, sănătate!